Cardul de sănătate trebuia să devină obligatoriu de la 1 august și să reprezinte singurul instrument de decontare a serviciilor medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate însă amână pentru a 6-a oară termenul de implementare. Potrivit președintelui CNAS, motivele din cauza cărora s-a luat această decizie sunt că zeci de mii de oameni încă nu au intrat în posesia cardurilor de sănătate și că ne aflăm în perioada concediilor. Reglementările legale în vigoare privind prezentarea și utilizarea Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate, precum și acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale prin utilizarea Cardului Național de către furnizori, rămân nemodificate și după data de 1 august 2015. În acest sens, se continuă acordarea serviciilor medicale în aceleași condiții ca și în prezent, potrivit contractului încheiat între părți, până la eventuale modificări ale actelor normative incidente pe acest domeniu. Inițial, cardul trebuia să devină obligatoriu la 1 februarie, apoi termenul a fost mutat pe 1 aprilie, apoi pe 1 mai. Ulterior, președintele Casei de Sănătate a anunțat că documentul va fi obligatoriu de la sfârșitul lunii iunie. Cardul ar urma să fie obligatoriu în septembrie, însă data de la care va deveni obligatoriu nu este cunoscută. În județul Giurgiu, 171.000 de persoane beneficiază de card de sănătate. Dintre aceștia, 2000 de giurgiuveni nu s-au prezentat la sediul CAS pentru a-și ridica documentul medical, iar alte 36 de persoane au refuzat cardul din motive religioase.